Să știți că de obicei gelurile astea de duș, care sunt mari, 500... Nu înțeleg de ce îi zic doar gel de duș. Avem un gel de duș. Iar i-am zis gel de duș, numai gel de duș îi zic. Bună, eu sunt Raluca și mă bucur tare mult să vă revăd. De la ultimul Empties au trecut cam 2 luni de zile, așa că hai să mai facem încă un material, pentru că știu că vă plac materialele acestea și mai cu seamă vă place să vedeți ce mai folosesc alți oameni și ce părere au despre produsele pe care le folosesc. Eu una mă uit la foarte, foarte multe materiale de genul Empties, astfel încât să mă inspir cu privire la produsele pe care vreau să le testez. Deci, fără deci, acesta este coșul pe care îl avem de evaluat astăzi și înainte să pun produsele la reciclat, am zis să vin aici și să vă povestesc și vouă despre ele. Începem fără doar și poate, într-o ordine neordine, am să le iau în ordinea în care le văd în coș, pentru că sunt foarte, foarte multe și dacă stau să le împart pe căprării, o să ne ia foarte mult timp. Avem un săpun lichid de la Balea, am luat varianta aceasta cu vanilie și afine, cred, ceva de genul, fix asta s-a șters. Vanilie și fructe de pădure, este o ediție limitată, mi-a plăcut foarte, foarte mult mirosul acestui produs. Să știți că săpunurile acestea lichide, în ambalajul acesta de 500 de ml, de foarte multe ori costă 5 lei în DM. Așa că, dacă sunteți în căutarea unui produs care să nu se mai termine, asta e o variantă foarte bună. Apoi, ce am mai terminat? Pentru că suntem tot la acest capitol îngrijire corporală, am și gelul acesta de duș, Focus, care este cu mărgăritar de la Avon, tot un ambalaj de 500 de ml, este de fapt o cremă de duș și dacă faceți cumpărături de astfel de produse de la Avon, eu una vă recomand să achiziționați creme de duș pentru că fac mult mai multă spumă și am remarcat eu, pe mine, catifelează mult mai bine pielea după utilizare. Încă un gel de duș care de data aceasta va merge la reciclat la Gerovital, nu la compania care ne adună nouă produsele de reciclat în fiecare săptămână. Este acest gel de duș revigorant 3-in-1 pentru față, corp și păr. Cristian are mereu 2 în baie, ăsta este terminat, ieri am cumpărat unul și are unul în uz, mai are 2 acum, în afară de acesta pe care l-am cumpărat eu, cred că relativ recent, nu mai știu, la începutul aprilie, cred, dintr-un magazin Gerovital chiar, în momentul în care am dus alte produse la reciclat. În jur de 10 lei costă acesta, cred că se găsesc și în DM. Când mai ajung prin DM, îi cumpăr și de acolo produse foarte, foarte bune. V-am zis, lui îi plac foarte mult gelurile astea de duș, are tot timpul mai multe. Ăsta merge separat, îl ducem la reciclat la Gerovital. La 4 produse reciclate primiți un produs pe care ei îl au în promoție. Ultima oară aveau un gel de duș în varianta aceea mică de 250 de ml și eu mi-am ales unul cu bujori. Anterior știu că au avut o apă micelară. De asemenea, tot la Gerovital voi duce și acest gel spumant purifiant din gama Stop Acnee. Este divin acest produs. Eu îl foloseam doar seara pentru îndepărtarea rezidurilor de machiaj. Dimineața prefer să folosesc ceva mai soft, dar seara, pentru că toată ziua am stat cu machiaj pe față, pentru mine acesta a fost genial. Nu mi-a uscat tenul, am auzit treaba asta pe la alte fete care l-au folosit, însă pentru mine acesta a fost un produs superb, cu siguranță îl voi recumpăra. Și tot Gerovital, pentru că tot suntem la capitolul acesta, am terminat și această apă micelară din gama Gerovital Evolution Perfect Look.
este divină, ulei de trandafir sălbatic are în componență, e o apă micelară bifazică din aceea care se agită înainte de utilizare. Nu mi-a produs niciun fel de usturime în zona ochilor, niciun fel de mâncărime, niciun fel de iritație. Am una nedesfăcută în momentul de față. Am desfăcut o altă apă micelară, tot de la Gerovital, însă pe aceasta cu siguranță o voi recumpăra. Ador gama Gerovital Evolution Perfect Look. Am un material aici pe canal despre ea, vi-l las aici sau... Urmează să mai fac un material pentru că mai am câte ceva de spus despre gama aceasta și produsul acesta merge tot la reciclat. Tot la reciclat am să duc și această cutie. Nu știu de ce nu am dus-o odată cu crema, cred că am rătăcit-o pe undeva. Puteți să duceți și astfel de ambalaje la ei și... Ei se ocupă de a le recicla și împreună ajutăm un pic, un pic, un pic, o secundă, planeta aceasta pe care trăim, în care trăim, planeta, da. Și am mai terminat la același capitol de apă micelară bifazică pe aceasta de la La Roche-Posay. Am adorat produsul acesta, nu mai zic de faptul că are 400 de mililitri și ajunge o veșnicie, dar e un produs care curăță tenul foarte, foarte bine. Acum ce trebuie să zic o paranteză, pentru că tot vorbim de ape micelare, niciodată, și asta este strict părerea mea, nu mi s-a întâmplat să folosesc o apă micelară și să nu vin cu pasul 2, respectiv cu un gel de curățare. Chiar dacă este unul foarte blând, din punctul meu de vedere, apa micelară nu se păstrează pe ten. Și zic asta dintr-un motiv extrem de simplu, pentru că am tot auzit că sunt formule de apă micelară care... topesc machiajul, dar care pot fi lăsate pe ten ulterior. Nu trebuie spălate. Nu sunt de acord cu asta. În primul rând, pentru că dacă un produs este suficient de puternic astfel încât să îmi topească machiajul, îmi imaginez că dacă el rămâne pe tenul meu, în continuare își face efectul. În continuare face același lucru. Și nu vreau să mă trezesc cu vreo iritație și atunci, părerea mea este că apa micelară se spală de pe ten cu un gel de curățare. Micelele care au rolul de a topi machiajul nu cred că sunt atât de inteligente încât nu mai există machiaj, ne oprim. Cred că în continuare își fac treaba și atunci cred că ar trebui spălate de pe ten. Asta a fost paranteza. Apa asta micelară bifazică este absolut superbă. Cu siguranță o recumpăr. Dar am atâtea pe care vreau să le testez încât nu știu când o să ajung să recumpăr, dar sigur este pe lista de produse care mi-au plăcut extrem de mult, care își fac foarte bine treaba și bidonoiul ăsta de 400 de mililitri mi-a ajuns o veșnicie. În continuare, hai că pentru că sunt aici deasupra, am să iau toate ambalajele de apă de gură. Avem La Calut, o apă de gură foarte bună. Acum... ideea este că apa de gură trebuie să-și facă treaba și să nu fie așa mega agresivă și să aibă un gust din acela de simți că ți-a gura foc. Nu ne place La Calut, noi folosim foarte multe produse. Folosim exclusiv paste de dinți La Calut și atunci apele de gură de genul acesta, după cum vedeți, sunt folosite în niște cantități pentru că mi se pare că sunt foarte, foarte prietenoase cu gingiile mai ales. O să aruncăm această cremă pe care am luat-o de pe Notino. Se pare că, deși e un produs hidratant, nu este atât de hidratant pe cât și-ar dori Cristian și atunci nu o mai folosim. O să vedeți în următorul Empties ce cremă folosim sau poate chiar în ăsta, nu știu dacă are vreo... Ba da, are una deja aici. Dacă aveți nevoie de o recomandare de cremă pentru iubitul, soțul, fratele, tatăl, prietenul, cine vreți voi, asta este crema. E o cremă care se cheamă Oil Eliminator, se adresează bărbaților cu tenul mixt, însă este o cremă absolut divină. Hidratează exact cât trebuie, dar controlează foarte bine excesul de sebum, este de la Kiehl's și vă recomand din tot, tot,
tot sufletul. Eu, după ce a terminat-o pe asta, i-am cumpărat-o eu într-o zi, pentru că m-am gândit să iau o cremă de la Kiehl's, mi-e plac foarte tare produsele lor și am cumpărat-o pe aceasta și lui a plăcut foarte mult. Așa că acum are alta în baie, de asta zic că o aruncăm pe asta, pentru că efectiv prin comparație asta nu face nimic. Și i-am cumpărat chiar și gelul de curățare, însă crema asta este divină. Și ambalajul de la Kiehl's rămâne, pentru că și ei reciclează produse, așa că am să-l pun aici și am să-l păstrez într-o plăsuță până la momentul la care strâng suficiente, astfel încât să le duc la reciclat la ei. Asta merge direct la reciclat pentru că nu este bună. Ce mai avem aici? Niște paste de dinți. Ecodenta, pe asta am luat-o tot de pe Notino, albește ok-iși dinții, nimic ieșit din comun. Sensodyne, nu găseam la calutul pe care îl folosim noi de obicei și am luat acest Sensodyne și evident la calutul pe care îl folosim de obicei, care este foarte, foarte blând. Trec repede pentru produsele astea de îngrijire dentară, pentru că nu știu cât de interesate sunteți de ele, o mini de la La Calut pe care am primit-o odată cu o pastă de dinți, pentru că le am aici, vă povestesc și despre ele, însă nu știu dacă e cazul să povestim în super, super detaliu. Cred că am mai povestit o dată despre crema asta pentru că am găsit-o la un preț foarte bun pe Parfumul acum ceva timp. Este o cremă de față de la Colistar pe care Cristian a adorat-o. Din păcate, acum nu se mai găsește sau n-am mai găsit-o în ultima vreme, dar e bună, nu la fel de bună ca aceea de la Kiehl's, cred că pe aia o să o folosească toată viața lui, dar e bună și asta. Dacă o găsiți luată pe Parfumul, nu treceți peste ea, pentru că e foarte, foarte bună, bărbătească, nu de damă. Am terminat și produsul acesta, Nimen Tea Tree de la Ayumi. E un produs pe care l-am primit de la cei de la Biocard. Foarte, foarte mișto această cremă de curățare, mai ales pentru vară, pentru că e un produs mentolat. Curăță foarte bine tenul, își face foarte bine treaba, dar oferă și o senzație superbă de răcorire. Ei de obicei au oferte la gamele lor, la modul că dacă luați mai multe produse din gamă, au niște prețuri speciale, așa că poate ar fi o idee să aruncați o privire pe biocard.eu și să vedeți ce produse au ei. Mai am aici încă un La Calut, îl punem și pe ăsta deoparte și hai să vedem ce produse mici avem. Doamne, câte ambalaje de creme de ochi. Eu pun și ambalajele aici pentru că și pe acestea le reciclez. Avem produse cu acid hialuronic pentru ochi. Aceasta este în dublu exemplar pentru că una a fost a mea, una a lui Cristian și aceasta e ceva ce am vrut să testez la un moment dat. Foarte bună asta, Hyaluron Specialist, divină. Pe asta n-am apucat să o testez pentru că i-am dat-o lui Cristian și a folosit-o el și cred că o avem chiar pe aici. Nu știu sigur, dar vedem imediat. Nu, văd că am aici doar pe aceasta, Hyaluron Specialist, una dintre cele pe care le-am terminat. Foarte bună crema asta cu acid hialuronic pentru zona de sub ochi. Teoretic, pentru ochi ar trebui să folosim mult cremă cu acid hialuronic dacă avem cearcăne din acelea închise la culoare, cum am și eu de altfel, și vă recomand să încercați varianta asta. Tot de pe Notino am cumpărat-o, este absolut divină, hidratează foarte bine, umple foarte bine ridurile fine din zona aceasta și în timp acționează și asupra culorii acesteia închise a cearcănelor. Așa, am zis că avem multe mititele. Multe mititele înseamnă în felul următor. Odată, Keep Cool Soothe Toner, acest mititel care nu vrea să focalizeze, să fie focalizat, este un mini toner pe care l-am primit la un moment dat la o comandă pe Sole. Mi-a plăcut, însă nu mi s-a părut că face ceva wow asupra tenului meu, așa că nu cred că îl voi recumpăra. Nu știu ce să zic, dar aș zice că nu. L-am testat ok-ish. Facial Fuel este un mini de cremă de față care ar hidrata de la Kiehl's. Am primit-o în calendarul de advent de astă iarnă. Cristian a
testat-o, însă nu se compară cu aceasta. Asta rămâne preferata lui, însă dacă iubitul vostru are un ten normal și nu are nevoie de ceva care să controleze excesul de sebum, asta este o variantă. Într-un colet de PR am primit și acest Normaderm Phyto Solution de la Vichy. Am varianta asta mică, am testat-o. Mi se pare foarte bună pentru persoanele care au probleme cu coșurile sau cu acnea. Deci dacă vreți o variantă de cremă de curățare, de gel de curățare, da, gel de curățare, dacă aveți acnee, asta poate fi o variantă foarte bună. Personal, mie mi s-a părut un pic cam tare, dacă pot să zic așa, pentru preferințele mele, dar asta pentru că nici nu am un ten care să aibă nevoie de o îngrijire în sensul acnei și atunci cred că de-aia mi s-a părut un pic tare. Uite, Revitalift Filler, aceasta este crema despre care vorbeam un pic mai devreme, cea pentru ochi. Cristiana Foresto exclusiv mi-a zis că îi place, dar cred că îi place mai mult hialuron decât aceasta, așa că pentru a doua comandă pe care am dat-o pe Notino am cumpărat-o pe aceea de două ori și am renunțat la asta. Teoretic are tot acid hialuronic, asta are și acest capăt care ar face un fel de masaj dacă îl ții în frigider și apoi aplici, senzația e mișto, doar că mi-a plăcut mai mult cealaltă. Arunc două produse, nu sunt nici pe departe terminate. Am în primul rând acest baton corector de la Balea și acest SOS gel pentru problemele legate de coșuri. Nu mi se pare că mi-au făcut mare lucru, deși eu sunt mare fan al produselor Balea, așa că aleg să nu le mai țin pe astea pentru că le-aș ține degeaba, nu le voi mai cumpăra. Sigur nu le mai cumpăr, dar așa au arătat, nu pot să vă zic prea multe despre ele, că o dată ce nu mi-au plăcut, nu am ce să vă recomand legat de ele. S-a terminat acest CeraVe, care este pentru piele normală și grasă, nu are parfum, este un foaming cleanser. Atât de mult ne-a plăcut produsul acesta încât am cumpărat un bidon din acela mare pe care îl avem acum în baie, de 400 și ceva de mililitri, cred. Superb! Produsele CeraVe, din punctul meu de vedere, sunt divine și ar trebui să existe în orice casă. Sincer vă zic. Ce să mai zic? Mi-a plăcut extrem de mult, am cumpărat varianta mare, e acum în baie, o să mai povestim despre ea la următorul Empties, dar nu am ce să zic mai mult decât faptul că produsul face o treabă extrem de bună, are 3 ceramide, niacinamide, acid hialuronic, nu cred că produsele CeraVe mai au nevoie de un feedback suplimentar și cred că doar atunci când zici CeraVe știi că e vorba de niște produse mega extra bune. Mai avem două geluri de duș, unul men și unul woman. Men și woman. Unul cu vanilie și cocos și unul Caribbean Feeling de la Balea. V-am zis că sunt obsedată de produsele Balea. Iată că acestea sunt cele pe care le-am terminat și le aruncăm. Divin miroase acesta cu vanilie și cocos. Este absolut demențial. Nu știu cum ar mirosi vara, pentru că vanilie și cocos împreună ar fi un pic mult, dar mi se pare că raportul calitate-preț în cazul gelurilor de duș de la Balea este unul extrem, dar extrem de bun. Aici un produs pentru păr, produsul pentru păr este Pantene. Sincer, am intenționat să-mi iau 3 Minute Miracle, din greșeală l-am luat pe ăsta, mi-am dat seama când am ajuns acasă. L-am folosit, a fost bun, însă îmi place mai mult varianta 3 Minute Miracle. Mult mai mult îmi place varianta aceea și acum de altfel o și am în baie. Îmi pare rău că am greșit și am luat-o pe asta. Nu am nimic cu produsele Pantene și 3 Minute Miracle este tot Pantene, dar aceea este preferata mea.
nu știu, ați folosit-o pe asta, vouă cum vi s-a părut, pentru că mie nu mi s-a părut, adică, în fine, nu mi-a făcut o impresie extremă, biotină, bambu, biotină și bambus, nu mi-a făcut o impresie extremă, în schimb, Trimid Miracle, nu pot să trăiesc fără produsul acela. Ziceți-mi și voi vouă cum vi se pare varianta asta. Vichy, nici nu vă mai zic, dacă ați mai văzut cel puțin un Empties, știți că asta este varianta de antiperspirant pe care eu o folosesc exclusiv de vreo 2 ani încoace, nu pot trăi fără ea, strict varianta aceasta albă. Nu credeam vreodată în viața mea că o să pot să folosesc un rolon pe post de antiperspirant. Ei bine, asta este genul acela de produs care dacă spune că nu o să miroși urât 3 zile, nu o să miroși urât. Mă scuzați că am zis cu mirosul urât, dar e așa explic cel mai bine cât de mult îmi place produsul acesta. Și am varianta asta de deodorant de la Balea pe care, cu care eu mă dau seara pentru că vreau să simt așa o reîmprospătare, vreau să simt o răcoare pe piele și nu îl folosesc pe ăsta și noaptea și atunci îl folosesc pe acesta după ce fac duș. Mi-a plăcut, a mirosit a pepene, eu ador pepenele, nu are aluminiu și e o variantă bună de antiperspirant, dar în perioadele acelea în care nu transpir prea mult, face o treabă bunuță. S-a terminat, din păcate, acest demachiant pentru machiajul rezistent la apă din Sephora. Îl ador, îl ador, în momentul de față nu mai am și sufăr foarte tare, dar o să dau o fugă printr-un magazin Sephora în curând și am să mi-l recumpăr. 92% ingrediente de origine naturală îndepărtează machiajul rezistent la apă foarte, foarte bine. Nu știu dacă e cazul să mai povestesc despre produsul acesta mai mult decât am făcut-o până acum, dar dacă nu ați mai văzut vreun Empties al meu, să știți că asta este o variantă foarte, foarte bună de produs care să înlăture machiajul waterproof foarte bine. Se găsește în toate magazinele Sephora și pe site-ul lor și varianta asta mare este în jur de 40 ceva de lei și au și varianta așa mai mititică la vreo 20 și ceva, aș zice. Tot din Sephora, dischete de machiante, acestea sunt din acelea ovale mari, un bumbac extrem, dar extrem de fin, mi-au plăcut. Am păstrat punga aici ca să nu uit să vă zic despre ele. Am terminat-o pe simpatica, frumoasa, draga de cremă de la Kiehl's, celebra cremă cu avocado. Hai că o știți, imposibil să nu o știți, că să o și vedeți, pentru că acum mi-am dat seama că nu focaliza. Foarte bun produs de hidratare, nu aș zice că am remarcat altceva în cazul acestei creme, dar hidratează foarte, foarte bine zona din jurul ochi. Ultra Facial Cream, tot de la Kiehl's, haide măi, haide măi! Focus Ultra Facial Cream este una dintre cremele mele preferate. Eu folosesc cremă hidratantă seara pentru că tenul meu mixt, sau tenul meu, deși este mix, are nevoie și de hidratare. Ador această cremă. Am avut-o în varianta de 28 ml. Mai am una nedesfăcută din calendarul de advent de astă iarnă, pe care o voi începe la un moment dat, pentru că vreau să mai testez ceva până atunci, dar pe asta o voi pune cu siguranță la reciclat în punguța de produse de dus la Kiehl's. Arunc două pensule, acestea, ia să vedem dacă le focalizează fără să fie nevoie să pun mâna, nu cred. Sunt foarte, foarte vechi, ambele sunt de la Avon, dacă nu mă înșel, asta e Avon și pe asta nu scrie, dar după cum, da. Și asta e tot Avon. Mi se pare că au perii foarte, foarte aspri, așa că nu le mai țin, am decis să le arunc. Trebuie să vă mai povestesc despre trei produse. Unul dintre ele este acest body scrub cu iasomie în varianta aceasta mini. Pe asta și pe încă vreo 2, 3, 4, nici nu mai știu câte, le-am luat de pe Sabon cu un Passport Day la un moment dat. Și acum miroase borcanelul acesta.
Dacă nu ați folosit vreodată scrub-uri de la Sabon, vă rog eu măcar, măcar varianta asta mică să vă luați și vă garantez că odată ce veți folosi odată un scrub, vă veți absolut îndrăgosti de produs și sigur, sigur vă veți cumpăra un scrub în variantă normală. Eu asta urmează să fac, am scrub-ul acesta pe lista de cumpărături, doar că asta iarna am avut calendarele de advent și am avut o grămadă de produse acolo și nu m-a venit vremea să-mi cumpăr un scrub nou. Trebuie să mai povestim despre aceste două măști, nu știu pe unde le-am pus pe restul, că ar trebui să am multe aici. Cred că le mai și arunc câteodată că nu-mi dau seama. Blueberry Collagen Mask Pure Derm. Masca asta o am într-un box din acela de la Pick and Dazzle, că nu-mi venea cuvântul. Vai, Doamne! Deci nu vreți să știți cum a mirosit masca asta. Este absolut genial. Nu știu unde se găsesc produsele acestea Pure Derm, probabil că și pe alte site-uri. Eu am primit-o în box, am folosit-o, absolut genial, absolut divin. Și am terminat și aceste eye patch-uri. Am avut multe aici, 30 de sheet-uri, asta înseamnă 15 utilizări, tot Pure Derm, tot dintr-un box. Probabil că produsele se găsesc și individual pe site-ul lor, habar n-am, dar puteți să le căutați. Mi-au plăcut mult, acum folosesc produsele acelea de la Cocostar pe care le-am luat de pe Sole și am multe măști pe care le tot iau de acolo, însă mi-au plăcut foarte, foarte mult și acestea Pure Derm și cu asta se termină acest empties care a fost și de data asta mare. Probabil că o să-l fac o dată la 2 luni, având în vedere că atât îmi ia să umplu acest coș cu produse, așa că sper că v-au fost de folos informațiile pe care vi le-am oferit aici. Chiar sper să vă ajute ceea ce vă zic în a decide dacă vă achiziționați sau nu un produs și, nu știu, ziceți-mi în comentarii dacă sunt produse pe care le-ați folosit și voi din tot ce v-am arătat eu aici sau dacă de la brandurile de la care am folosit eu produse aveți variante pe care vreți să mi le recomandați, pe care poate că nu m-am gândit până acum să le testez sau poate că, nu știu, nu am ajuns să le testez pur și simplu. Acestea fiind spuse, am mai încheiat un clip. Vă mulțumesc foarte mult că ați avut răbdare până la final, dacă ați avut răbdare până la final și ne vedem cu siguranță la clipul următor. V-am pupat, pa, pa!